În data de 2 octombrie se anunță un mare protest în piața Universității din București. Românii consideră că nu este suficient să fim nemulțumiți în casă în timp ce prețurile explodează, iar pensiile și salariile au fost înghețate. La protest își vor face apariția și fermierii români. Fermierii sunt nemulțumiți de prețurile mici oferite de marile corporații pentru produsele lor, în timp ce statul român le oferă subvenții mari corporațiilor străine, dar nu și fermelor românești. Guvernul Câțu permite importuri de miliarde de euro, iar magazinele străine refuză să cumpere de la producătorii români. Acest guvern ticălos a scos legea care obliga magazinele să aibă pe masă cel puțin jumătate din produse românești. Datorită acestui partid nociv, nu mai mâncăm roșii, ceapă sau mere românești. Totul este adus de afară. Crescătorii de porci sunt disperați, cineva plimbă gripa porcină prin România, iar guvernul Trădătorii Naționale, condusă de Florin Câțu, ucide zootehnia românească. Sunt zeci de mii de porci blocați în fermă și nu li se permite să fie duși la abator. Peste 70% din carnea consumată în România provine din importuri. Străinii au ajuns să ne vândă carnea crescută cu cerealele românești. Creșterea la combustibil, gaz și energie electrică omoară și agricultura românească, fermierii nemaiavând bani să-și continue activitatea, iar statul nu intervine. Subvențiile au scăzut, iar guvernul vrea să dea lovitură după lovitură economiei din țara noastră. Ca să faci pâine, ți trebuie nu doar făină, dar și gaz și curent electric. Ori ele au explodat, prețul la pâine se va dubla, dar și prețul la grâu va fi greu de suportat. Fermierii români sunt tare supărați și pe 2 octombrie vor ieși în stradă în piața Universității din București. Țăranul român nu mai rezistă, totul devine mai greu de suportat.